trăiască, trăiască să trăiască Moldova, Ardealul și țara românească. Exteriorul, zici?
Robert, am vorbit adineori cu domnul Hizo, știi ce mi-a zis? Că ar fi început cu tine. Da. Acum avem un moment foarte important de depășit. Mai sunt două minute, mai puțin de două minute până la 19:23. Doi președinți sunt gata să taie panglica. Atenție, doi președinți. Valentina Ionescu Caciureac, vicecampioană olimpică la săritura în lungime în 1984 la Los Angeles și campioană europeană în 82. Acum președinte al clubului sportiv Rapid. Alături de dânsa, Daniel Niculae, campion cu Rapid în 2003. În prezent, președinte al FC Rapid. 4, 3. A fost inaugurat stadionul Rapid Giulești. Care l-am așteptat atât și pe care îl trăim cu toții acum împreună. Mulțumim domnului Caciureac, mulțumim lui Nico. Ai făcut-o și pe asta. Cred că toți rapidiștii meritau stadionul acesta. Sperăm să avem cât mai multe victorii, cât mai mulți ani, să fim sănătoși și a copiilor noștri și să ducă mai departe spiritul Rapid. Doamna Caciureac, cum este acest lucru? Este cel mai frumos în viața mea de Rapid. Sunt fericită că sunt acum aici, alături de familia mea. Familia Rapidului. Mulțumim mult! Am trăit împreună cu toții istorie. Mulțumim, Daniel Niculae, mulțumim, doamne Caciureac! Eterna veche boală! Rapid Giulești, boala suflete, haideți! Boene ești, Rapid Giulești, cât frumos din București! Rapid Giulești, cu ungările nici nu oprești! Hai, Nico! Fanaticii vișinii cu monopă pe stadion și fotbaliștii scriu povești din șurul din Teon. Sunt neseparabili ca regele de tron, legende în tribune, legende pe gazon. Suntem copiii Grantului, bătrânul Bastion. 1 milion de inimi, un singur frison. Ne apărăm cetatea, murim pentru blason. Trăim pentru Rapid și în scute și baston. Elitiști din fire. Sus, pune steaua, pune steaua norocoasă sus. Nu te mai juca, nu te mai juca cu ei. Alții vorbesc de folclor fiecare.
Haideți! Haideți!